Angajații RATB au protestat vineri 26 februarie pentru a atrage atenția autorităților cu privire la neregulile sesizate în cadrul regiei, potrivit unui anunț al reprezentanților Federației Sindicatelor 2014. Aceștia au protestat în fața autobazei militar din București pentru a semnala problemele cu care se confruntă regia. Printre nemulțumirile angajaților RATB se numără managementul neperformant impus de Consiliul General al Municipiului București, subfinanțarea RATB, precum și furturile și distrugerile din RATB. Suntem nemulțumiți de programul de lucru, de salarii, de orele suplimentare de muncă pe care nu avem voie să le facem. Mulți șoferi RATB au decis să plece în afara țării să muncească. Sunt multe nemulțumiri la mijloc, a declarat Ion Usturoi, președintele Federației Sindicatelor 2014, potrivit Mediafax.